Bună ziua, bine m-am regăsit, stimați telespectatori, este ora 13 și ca în fiecare duminică urmăriți pe B1 TV emisiunea 360 Medical. Revenim astăzi asupra unui subiect despre care am mai vorbit în alte ediții, dar care este extrem de important în contextul în care discutăm despre un domeniu care devine din ce în ce mai dezbătut în medicina modernă. O să vedeți ce presupune genomica, ce înseamnă secvențierea ADN, care este diferența dintre genomică și genetică, ce transformări a suferit medicina datorită genomicii, dar și ce schimbări putem aștepta în viitor datorită acestei științe. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei la această oră. Profesor dr. Robert Ancuceanu este profesor la UMF Carol Davila din București, în platou alături de mine. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Cum deja v-am obișnuit, îl salut pe domnul dr. Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Bună ziua! Bună ziua! Iar în legătură video directă cu noi este doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație și Medicină. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Da, și intrăm direct în subiect pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat și m-aș adresa pentru început domnule profesor Ancuceanu. Vreau pentru început, domnule profesor, să explicăm ce înseamnă genomica și ce înseamnă secvențierea ADN, să înțelegem cu toții acest subiect. Da, pe scurt, genomica înseamnă studiul genomului. Particula aceasta omică înseamnă totalitate. Totalitatea genelor și, de fapt, este ușor impropriu. Genomica nu înseamnă doar studierea totalității genelor, ci a totalității ADN-ului unui organism. Așadar, înseamnă, este o ramură a biologiei moleculare care studiază structura, alcătuirea genomului, funcționalitatea, modul în care funcționează și rolurile pe care le îndeplinește, evoluția genomului și cartarea, adică împărțirea lui în capitole, secțiuni, subsecțiuni, etc., identificate foarte precis. Acum, genomul ar însemna într-un termen îngust și care poate să inducă ușor în eroare totalitatea genelor, mult mai tehnic este să spunem că înseamnă totalitatea ADN-ului, iar ADN-ul este de fapt un text care conține multă informație. Un cunoscut biolog britanic care scrie pentru publicul larg într-o carte apărută cu mai bine de 10-15 ani în urmă, descria foarte frumos ADN-ul acesta ca fiind o bibliotecă în 23 de volume, în două ediții, una de la mama, una de la tata, și fiecare din aceste volume are mai multe capitole pe care le numim gene. Textul în care este scris această bibliotecă este un text format din 4 litere. Litere de natură chimică, sigur nu sunt cu ADN-ul nu constă din cerneală sau un text cu cerneală, ci este un text de natură chimică format din doar 4 litere, A, T, C și G. Însă aceste 4 litere pot forma cuvinte și propoziții capabile să codifice toate informațiile după care funcționează organismul uman. Secvențierea ADN înseamnă să stabilim exact cum arată acest text, care este succesiunea literelor, pentru că dacă luăm două persoane la întâmplare din populația generală, o să constatăm că 99,9% din textul lor, dacă luăm cele două șiruri enorme de ADN și le punem unul sub altul, în proporție de 99,9% or să fie identice. 0,1% însă în anumite locuri o să avem diferență. Un individ o să prezinte litera C, un altul o să prezinte litera T sau litera G sau litera A. 0,1 poate să pară foarte puțin, dar dacă aplicăm acest 0,1% la miliarde de litere, o să constatăm că practic între oricare doi indivizi luați la întâmplare avem cel puțin câteva mii de litere diferite și astea ne explică de ce indivizii, deși au 99,9% același ADN, totuși sunt atât de diferiți.
Foarte interesant ce ne spune și aș vrea să continuăm discuția prin a întreba pe domnul doctor Fotin care este diferența dintre genomică și genetică. Vă întreb pentru că nu suntem foarte familiarizați cu acești termeni deocamdată. Se tot discută, am încercat și noi să mai aducem în dezbatere acest subiect ușor, ușor, probabil o să intre cumva în obișnuința noastră, mai ales că am avut și perioada aceasta cu vaccinurile, s-a discutat foarte mult de vaccinul pe bază de ARN mesager și termeni noi în medicină. O să, într-adevăr, fiind genomica fiind de altfel și un termen recent introdus în practica medicală, dar în același timp fiind și interșanjabil în limbajul curent medical, este încă destul de dificil de a diferenția cele două domenii. O să plec de la modalitatea în care domnul profesor a explicat foarte frumos, bazându-se pe aceste comparații de litere, ale, de fapt, informațiile noastre legate de modalitatea în care un organism se va dezvolta și va funcționa, sunt cuprinse, sunt scrise cu aceste patru litere, așa după cum spunea domnul profesor. Mergând de la litere la cuvinte, la propoziții, propozițiile fiind genele, ajută un domeniu care studiază materialul nostru genetic din perspectiva genelor. Studiază rolul lor în ereditate până la urmă, iar la nivel practic noi am avut multiple emisiuni în care am discutat despre rolul anumitor gene în, de exemplu, bolile rare, în care spuneam că peste 80% dintre bolile rare sunt afecțiuni genetice ale unei gene, cele mai multe monogenice. Genomica însă este un domeniu care studiază de asemenea materialul genetic al unui organism, dar din perspectiva tuturor genelor raportat sau în același timp și în ceea ce privește interacțiunea dintre acestea în cadrul genomului. Ca și nivel practic, am putea spune că genetica ne ajută pe noi ca indivizi, ca persoane, să înțelegem cum anumite caracteristici sau chiar boli se transmit de la o generație la alta, care ar fi metodele de screening pentru asta sau de testare, care ar fi metodele de tratament. Genomica ajută, să spunem, cercetătorii sau sistemele de sănătate să evalueze modalitatea în care, de exemplu, anumite persoane, sub influența anumitor factori de mediu sau comportamental, se îmbolnăvesc sau nu. Ca exemplu practic, nu știu, luăm o persoană care, deși are un stil de viață sănătos, nu fumează, nu consumă alcool, duce un stil de viață sănătos, după cum cunoaștem ca și termen, și îi se întâmplă un accident, un infarct miocardic la 40 de ani. În același timp există persoane care, deși sunt opuse ca și stil celei menționate, nu îi se întâmplă același lucru în aceleași condiții. Ei, genomica este cea care deține explicația, cheia înțelegerii acestor diferențe dintre persoane. Vreau să-l întreb și pe domnul doctor Geantă, de ce este nevoie de genomică? Să înțeleagă telespectatorii, care ar fi beneficiile genomicii? A vorbit foarte bine și domnul doctor Fotin despre acest lucru, dar mă refer aici atât beneficii, atât în domeniul medical, cât și în alte sectoare, domnule Geantă, vă rog. Cred că despre genomică putem să vorbim în acest moment, cumva și la timpul trecut, și la prezent, și la viitor. Eu voi începe invers cu viitorul, pentru că exemplul pe care îl selectasem se leagă foarte bine cu ceea ce domnul doctor Fotin a spus mai devreme. Cazul unei persoane care are o viață absolut sănătoasă și suferă un infarct miocardic. În înțelegerea, să spunem, comună a oamenilor, este o fatalitate, așa a fost să fie. Nu fuma, nu consuma alcool, nu pierdea nopțile, avea colesterolul normal.
Iar conduita medicală curentă este, urmează cumva ceea ce se crede la nivelul societății, și anume că e o fatalitate. Și sigur, intervenim mai mult sau mai puțin rapid la nivelul persoanei respective, poate beneficia de un stent și așa mai departe, și urmează un tratament mai mult sau mai puțin asemănător cu orice persoană care suferă un infarct miocardic. De fapt, în această situație, noi avem nevoie de analize aprofundate atât genomice, dar și din alte discipline omice, transcriptomică, metabolomică, proteomică și așa mai departe, pentru a putea să realizăm acea tipare moleculară profundă a persoanei respective, pentru a putea să găsim indicatori, să putem să găsim eventuala sursă pentru acest infarct miocardic. Este ceea ce se întâmplă în prezent, dacă vreți, în oncologie, unde știm foarte bine, în urmă cu 20-30 de ani, tratamentul pentru formele avansate era chimioterapia, și ceea ce avea caracteristic chimioterapia, și știm cu toți acest lucru, reacțiile adverse, pentru că un medicament din această categorie a chimioterapiei, mai ales în urmă cu 20-30 de ani, afecta toate celulele, și pe cele canceroase și pe cele normale. Înțelegerea prin, întâi prin genetică și apoi prin analize moleculare comprehensive genomice ne-a dus în acel punct în care putem să identificăm la nivelul celulelor canceroase, așa numiți biomarkeri, modificări ale materialului genetic, ale ADN-ului, care ne permit nouă, prin medicamente mult mai inteligente, să țintim aceste modificări și celulele sănătoase ale corpului nostru să rămână așa cum, să rămână aproape neatinse. Evident că avem o calitate a vieții mult mai bună a persoanei respective și o eficacitate crescută a tratamentului oncologic ca urmare a terapiilor personalizate, a imunoterapiilor, dar toate se bazează pe genul acesta de analiză extrem de aprofundată. Și aș mai dau un scurt exemplu pentru că se leagă de pandemie. Trebuie să știm că tehnicile de secvențiere a genomului se află acum într-un moment de maturitate. A fost posibil ca în 30 de zile de la primul caz declarat de infecție cu SARS-CoV-2, noi să avem în domeniul public genomul virusului SARS-CoV-2. Sigur, este mult mai mic decât genomul uman, se înțelege acest lucru. În următoarele 48 de ore, atât BioNTech cât și Moderna au realizat designul. Pentru ce? Pentru vaccinurile care ulterior au putut să fie dezvoltate într-un timp record. Și am mai spus-o în acest moment, pur și simplu pentru că tehnicile de secvențiere genomică au fost într-un moment de maturitate, noi am câștigat cel puțin 5 luni de zile ca timp necesar pentru dezvoltarea vaccinurilor în comparație cu precedenta epidemie cu SARS-CoV. Și ulterior, deci, ulterior, scuzați-mă că vă întrerup, domnule doctor, ulterior, după ce au fost depistate mai multe mutații ale acestui virus SARS-CoV-2, tot prin secvențiere genomică s-au putut face și preleva probe și face anumite analize care să ateste aceste mutații ale virusului. Sigur, și noile variante, și mă bucur foarte mult că ați adus în atenție acest punct, pentru că statele, mai ales în Africa, statele care au trecut prin Ebola, prin MERS, prin alte experiențe cu boli infecțioase, de epidemii cu, evident, cu boli infecțioase, și-au dezvoltat sisteme de supraveghere a circulației patogenilor bazate pe analizele genomice. Și nu este întâmplător că grupul din Africa de Sud este cel care a pus în evidență Omicron și a alertat toată planeta la sfârșitul anului trecut, dar este și grupul care a pus în evidență varianta Beta. Sigur, despre asta vorbim mai puțin, dar iată, două din cele cinci variante pe care noi le știm că au pus probleme, au fost identificate pentru că aceste sisteme, pentru că implementarea, de fapt, a genomicii în sănătate publică a ajuns la nivelul unor sisteme. Sigur, în Europa avem un exemplu de bune practici în Danemarca, Marea Britanie are de asemenea un sistem de bune practici. Aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Ancuceanu cum a transformat medicina, genomica, medicina, și la ce să ne așteptăm pe viitor, domnule profesor? Ce alte progrese ar putea fi anticipate? Deja discutăm despre lucruri pe care poate
nu le anticipam în urmă cu 20 de ani, de exemplu, sau poate și mai încoace, în urmă cu 10 ani. Da, am să reiau ideea domnului doctor Geantă că genomica are și trecut și prezent și viitor și impactul asupra medicinii a fost realizat în parte. În parte, genomica transformă astăzi medicina, iar cele mai multe promisiuni și cele mai mari așteptări sunt în viitor. Ca și, dacă e să mă refer la timpul trecut, ce avem deja câștigat în genomică este că dacă în anii 90, când ne bazam doar pe cunoștințele din genetică pentru bolile rare, cunoșteam doar 50 de gene, circa 50 de gene care cauzează fiecare o singură genă, o anumită boală, cum s-a menționat mai devreme, boli monogenice, o genă, o boală, astăzi cunoaștem undeva între 4.500 și 5.000 de asemenea gene. Deci gradul de cunoaștere a crescut de 100 de ori în doar 20-30 de ani. Este un exemplu. Un alt exemplu este că, da, deja sunt țări și Olanda este un vârf de lance la nivel european în care deja imensa majoritatea pacienților au secvențe genomice disponibile sub forma unui card și în momentul în care li se prescrie un anumit medicament, medicul poate să țină cont de secvențele genomice pentru a ajusta doza în mod individual la pacientul respectiv, iar farmaciștii la rândul lor au fost instruiți în acest sens, au programe software și pot ei după caz să ajusteze doza unui pacient ținând cont de particularitățile genetice, pentru că nu toți oamenii metabolizează medicamentele în același fel, răspund în același fel din punct de vedere farmacodinamic la medicamente, etc. Astea sunt lucruri care deja se întâmplă, sigur, încă la un nivel limitat, dacă vorbesc de exemplu acesta cu medicamente, dar în fiecare zi se adaugă lucruri noi, iar cea mai mare promisiune a genomicii este medicina cu adevărat personalizată. Iar așa cum spuneam, ceea ce ne determină pe noi să fim indivizi unici este genomul nostru. Genomul nostru care este un text unic al nostru. Sigur, faptul că este unic nu înseamnă că pe fiecare genă nu avem lucruri comune cu încă alte mii sau zeci de mii sau milioane de indivizi, dar combinația dintre aceste gene este unică. Și ce înseamnă medicina personalizată, așa cum este ea, modelul de medicină personalizată al viitorului este următorul. Când se naște un bebeluș, se ia o mică probă de salivă sau dintr-un alt fluid biologic, se secvențiază ADN-ul care este stocat pe un card de sănătate al acelui bebeluș și toată viața, ori de câte ori va avea nevoie de un tratament medical, medicii vor avea acces la acel genom complet. Apoi vor exista niște baze de date și niște software-uri care, în momentul în care un medic va trebui să prescrie un anumit medicament, el poate să opteze, de exemplu, între 10 medicamente diferite. Pe baza acelor imense baze de date și a unui software specializat, medicul va putea să știe, ținând cont de genomul acelui pacient, care din cele 10 medicamente are șansa să aibă cel mai bun efect, care dintre cele 10 medicamente are probabilitatea cea mai mare de a avea un efect advers grav. S-ar putea ca 5 dintre ele să aibă efecte adverse grave, 2 să aibă efecte adverse moderate și 1 sau 2 să aibă efecte adverse foarte reduse. Și aceasta va permite ca medicația acelui pacient să fie cu adevărat individualizată, ținând cont de genomul lui și nu doar așa cum încercăm astăzi să ghicim pe baza caracteristicilor de populație generală. Astăzi știm ce fac cei mai mulți pacienți și în principiu încercăm să le dăm acel medicament care la cei mai mulți pacienți răspunde bine, la cei mai mulți pacienți nu are efecte adverse, etc. Dar oare suntem pregătiți ca societate să implementăm medicina genomică? Vreau să îl întreb pe domnul doctor Fotin, în ce fel ne pregătim pentru implementarea medicinei genomice? Și ca societate, pe de o parte, și pe de altă parte, ca sistem. Și nu fac referire la România, pentru că probabil suntem departe de a discutat despre lucruri concrete la nivelul Europei, de exemplu. Asta era întrebarea mea, la care dintre societăți vă referiți? Sigur că perspectivele generate de genomică au fost înțelese de state cu sisteme puternice de sănătate. Genomica nu are sau nu ar aduce beneficii doar în ceea ce privește sănătatea, ci dezvoltarea societăților pe de-a întregul în contextul
în care lumea se află astăzi, având impact asupra, nu știu, creșterii economice, creșterii energetice, factorilor diverși de mediu. La nivel european există un proiect, ultimul lansat în 2021, care vizează genomica și care vizează dezvoltarea sistemelor prin aplicarea de proiecte de a utiliza genomica în cercetare și care ar deschide oportunități pentru statele membre. Trebuie să menționăm că țări precum cele menționate anterior de domnul profesor, Danemarca, Olanda, dar și Marea Britanie, Statele Unite, China, au investit puternic în această ramură, dat fiind faptul că, așa cum spuneam, au văzut, au identificat beneficiile aduse de genomică și care, până la urmă, simplist vorbim, când vorbim de medicină personalizată, deși pare o investiție, înseamnă de fapt economii aduse sistemelor de sănătate, dacă la ele ne referim. În România, ca să ajungem la societatea noastră, noi am discutat anul trecut cu domnul rector, l-am avut invitat într-una dintre emisiuni, legat de o idee a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, de a înființa un institut de genomică, un institut național de genomică, care să transpună la nivelul societății noastre beneficiile menționate anterior de colegii mei de platou. De altfel, institutul a fost și formalizat, înființat printr-o hotărâre de guvern, rămânând la acea dată să fie identificate sursele de finanțare pentru Scuzați-mă că zâmbesc, dar operaționalizare. cred că suntem în același stadiu, nu? Ca și la aceeași dată. Din datele publice existente, nu am identificat Nu s-au identificat, dar exact asta vreau să lucruri care să punctez. schimbe situația. Poate domnul profesor are mai multe date de la nivelul universității, dar ce ar trebui să reținem la nivel de societate, ca să spun așa, ar fi că nu ar reprezenta această identificare de surse de finanțare, nu ar reprezenta neapărat o investiție, o nevoie, pentru că ea se va regăsi ulterior în starea de sănătate a populației, prin economiile pe care prevenția, diagnosticarea, administrarea de tratamente personalizate le-ar aduce societății și implicit dezvoltării societății printr-o populație sănătoasă. Domnule Geantă, există proiecte de cercetare care în genomică în Uniunea Europeană, bineînțeles, care să ofere oportunități pentru România. Avem așa ceva în momentul acesta? Răspunsul este da și aici o să fac puțin apel la memorie, la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 4-5 ani de zile, când colaborăm și acum cu Alianța Europeană de Medicină Personalizată, care își dorea să cumva să treacă de la nivelul teoretic către ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, proiecte concrete în zona genomicii, care să includă mai multe state membre, unele dintre ele care deja aveau proiecte începute în ideea de a construi baze de date genomice cât mai ample. Sigur, Statele Unite țintesc acum spre 10 milioane de genomuri, China se gândește la 100 de milioane, Marea Britanie își propunea acum 10 ani și au reușit să secvențieze 100 de mii. La acel moment, în Uniunea Europeană, ideea era de a secvenția 1 milion de genomuri până când? Până în 2022. Suntem în 2022 și departe de acel obiectiv. Dar cred că ceea ce este important ca amintire de acum 4 ani este că în acea discuție pe care am avut-o cu Denis Organ, directorul executiv al Alianței Europene de Medicină Personalizată, l-am convins să includă și statele care nu aveau inițiative în domeniul genomicii în aceste proiecte, în ideea pe care ați menționat-o de a crea oportunități, de a deschide aceste domenii.
Și lucrurile chiar așa s-au întâmplat. Îmi amintesc de primul call organizat de Comisia Europeană în care am fost prezent. Eram patru țări la acel moment care erau interesate de proiectul care la acel moment se numea MEGA, acum se numește One Plus Million Genomes, dar din care România nu face parte. Pentru că în urmă cu 3 ani de zile, practic nu am reușit să avem suficientă, probabil, înțelepciune și suficient suport politic pentru a semna declarația de a fi parte din acest consorțiu. Sigur, consorțiul n-a mers foarte bine. Există un alt proiect numit Beyond One Plus Million Genomes, care vine cumva în ideea de a susține atingerea acestei ținte. A fost lansat încă un call tocmai închis, de asemenea, în ideea de a crea infrastructură și de a aduce și mai multe date în acest consorțiu, dar cred că ceea ce este de asemenea relevant este faptul că principalii doi piloni ai Uniunii Europene, Franța și Germania, nu sunt membre, statele, cu drepturi depline în acest consorțiu, sunt cumva observatori, semn că discuția legată de genomică la nivelul Uniunii Europene cred că mai are mulți pași de făcut în ideea de a găsi cea mai bună formulă de încredere. Și pentru că nu-i suficient Nu să ai s-a tu. ajuns încă la un numitor comun, altfel Da, spus. pentru că valoarea Vreau să datelor și valoarea concluzionați, pentru că genomicii. trebuie să mergem în publicitate, domnule Geantă, vă rog. Sigur, valoarea datelor și valoarea genomicii trece de valoarea pe care o are pentru fiecare dintre noi și chiar pentru fiecare țară, stat membru. Și trebuie găsit cumva un frame la nivel european. Exact ce spuneam, poate un numitor comun și de acolo să se pornească în alt mod discuțiile. Trebuie să luăm publicitate, vă spuneam, însă vă propun să continuăm discuțiile în doar câteva minute. Am revenit în direct despre genomică. Vom continua discuția noastră. Domnule profesor Ancuceanu, aș vrea să vă întreb care ar fi limitările genomicii. Există și alte domenii dincolo de genomică, domenii care ar completa această știință? Da, fără îndoială, nu trebuie să trăim cu iluzia că genomica rezolvă totul, pentru că nu o rezolvă. Și dacă e să privim puțin în trecut, la începutul anilor 2000, când s-a lansat cu mult tamtam proiectul genomului uman, era o descoperire, o realizare atât de epocală încât președintele Bill Clinton a participat la anunțarea rezultatelor proiectului. Era pentru prima oară când se carta și se raporta public cum arată genomul uman. La vremea respectivă, în anul 2000, au existat speranțe foarte mari că undeva în 10-15 ani o să avem nu știu câte medicamente pentru nu știu câte boli noi, etc. E, în realitate, deși avem progrese și am menționat unele, progresele nu au fost atât de mari pe cum s-au așteptat, pentru că între timp lumea științifică a început să realizeze că genomul, deși este una dintre cheile înțelegerii organismului uman, nu este singura. A apărut deja și se dezvoltă tot mai mult epigenomica care este mai complexă decât genomul și care ne arată de fapt cum funcționează genomul. Pe scurt, în orice celulă a corpului uman avem exact același ADN. Celula de la ochi cu celula de la mușchi cu celula osoasă, etc. au exact același ADN, dar aceste celule sunt foarte diferite. De ce sunt foarte diferite? Pentru că nu toate genele sunt active în fiecare celulă. Altfel spus, ca să folosesc o imagine plastică, o celulă este ca un imens tablou de bord pe care sunt tot felul de beculețe, unele aprinse și unele stinse, dacă vreți, unele roșii și unele verzi. Sunt gene active și gene inhibate. Ori genomica nu ne spune lucrurile astea, genomica ne spune doar ce construcție au beculețele, dar nu ne spune că beculețele sunt active sau nu. Așa au apărut epigenomica. Epigenomica ne spune care anume gene sunt active, care anume gene sunt inhibate la un anumit pacient, într-un anumit țesut, la un anumit grup de celule. Asta ne ajută să înțelegem de ce, de exemplu, celule canceroase se deosebesc dintr-un anumit tip de cancer, se deosebesc de celule normale. Așa a apărut transcriptomica, studiază ARN-ul mesager care se formează pe baza acelui ADN. Proteomica studiază proteinele și deși o genă prin genele codifică proteine, sunt diferențe foarte mari de numere. Avem undeva la 22.722-22.800 de gene în orice celulă a corpului nostru.
dar aceste gene formează circa 100.000 de molecule diferite de ARN mesager și din acestea se formează circa 1.000.000 diferite de proteine. Asta este proteomica și proteomica înseamnă a înțelege ce fac cele 1.000.000 de proteine care sunt codificate de cele 22.000 de gene, dar între ele există diferențe fundamentale. Prin urmare, avem multe alte omici, este un domeniu în extrem de, într-o stare extrem de dinamică, de activă, în curs de dezvoltare și iarăși promisiunile sunt foarte mari, dar asta presupune și investiții în cercetare, costuri, pentru că se folosesc cele mai noi tehnologii, este un domeniu care evoluează extrem de rapid și, sigur, așa cum s-a menționat, România vine oarecum din urmă, însă cu certitudine trebuie să ne implicăm pentru cetățenii noștri, pentru pacienții noștri, pentru membrii societății noastre să avem acces la aceste informații. Putem prelua și de la ceilalți, dar este foarte important să avem, dacă vrem să ne tratăm pacienții la un mod cât mai apropiat de ideal, trebuie să avem aceste date direct de la pacienții noștri și nu împrumutate de la alte popoare. Și pentru că mai avem un minut și jumătate din emisiune, vreau să-l întreb pe domnul doctor Geantă. Ne-a aruncat domnul profesor cumva mingea la fileu. Concret, care ar fi beneficiile pe care le-ar aduce genomica în cazul afecțiunilor mai complicate? Și de ce este important ca noi să avem propria genomică, noi ca țară? Din motivele pe care domnul profesor cred că deja le-a explicat, și anume pentru a ajuta cu adevărat pe cetățeni, dacă vorbim despre prevenție, deja termenul de prevenție personalizată este un termen care se regăsește din ce în ce mai des, și pe pacienți. De multe ori nu avem soluții pentru pacienți și cred că dacă sunt două provocări foarte mari dincolo de finanțare, infrastructură, este modul în care vom reuși să-i convingem de aceste beneficii odată pe medici și apoi pe pacienți și societatea în general. Ați deschis emisiunea vorbind despre ARN mesager și cum în contextul pandemiei cu toții ne-am referit la asta. Dar vedeți, deși vaccinurile bazate pe ARN mesager au fost disponibile practic pentru oricine, nu toți oamenii au fost de acord să beneficieze de aceste inovații incredibile. De aceea cred că trebuie să pregătim în paralel cu infrastructura, cu investițiile și cu sistemul de sănătate, trebuie să pregătim și societatea pentru a avea pe cetățeni parteneri în această transformare. Absolut, și cred că este un pilon foarte important în această construcție care se vrea a fi de succes. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Geantă, domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Fotine, vedem săptămâna viitoare, cu mare drag vă aștept și pe dumneavoastră, bineînțeles, și cu altă ocazie pentru a continua aceste discuții. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori, TOC B1 de la Fix. Să aveți o duminică excelentă în continuare.